Gest de lăudat al polițiștilor rutieri ieșeni. Noaptea trecută, în jurul orei 1, oamenii legii au oprit în trafic un conducător auto care circula cu viteză pe raza orașului Poduiloaiei. În urma verificărilor, ei au aflat că în mașină se afla soția șoferului, căreia îi venise sorocul să nască. Cei doi soți sunt din zona municipiului Pașcani și se grăbeau să ajungă la maternitatea Cuza Vodă din Iași, unde mama urma să aducă pe lume un copil. Noaptea trecută, polițiștii rutieri, în timp ce își desfășurau activitățile de serviciu, au oprit pentru control conducătorul unui auto. Au observat că acesta este grăbit, întrucât în mașină se afla soția sa, cel mai probabil în travaliu, și își dorea să ajungă cât mai repede pe raza municipiului Iași la maternitate. Fără să stea pe gânduri, polițiștii rutieri au escortat autoturismul până la maternitatea din municipiul Iași, asigurându-se că toți ocupanții au ajuns în siguranță. Pentru gestul lor, polițiștii au primit mulțumiri din partea celor doi soți, care au ajuns cu bine și mai repede la spital. Probleme serioase la rețelele de distribuție a apei din municipiul Pașcani din cauza temperaturilor extreme din ultimele zile. Zeci de conducte au înghețat atât la blocuri, cât mai ales în căminele de la abonații din suburbii. Problemele au apărut deoarece țevile nu sunt bine izolate, dar și pe fondul întreruperii furnizării apei la sfârșitul săptămânii trecute, în urma unei avarii la o conductă de la Moțca. În câteva zile, operatorul regional de apă și canalizare a înregistrat peste 100 de reclamații, aproape jumătate din ele pe 17 ianuarie. Pentru a face față, Apa Vitală a suplimentat echipele de intervenție și încă se mai lucrează pentru rezolvarea problemelor. Începând cu ziua de sâmbătă, s-au înregistrat mai multe avarii în diverse zone ale Pașcaniului, incluzând aici și suburbiile. Din cauza gerului aspru din ultimele zile și mai ales din timpul nopților, s-au înregistrat și aproximativ 100 de situații de îngheț al apei în conducte, mai ales în căminele de branșament, care au fost izolate incorrect ori insuficient de către utilizatorii titulari de contracte. Numărul de intervenții necesare în ultimele 4-5 zile a fost extrem de mare, forțând la maxim capacitatea logistică și de personal a Apa Vitală. S-a lucrat zi lumină de sâmbătă încoace, se lucrează și astăzi și se va lucra la fel de susținut și zilele următoare, cu mai multe echipe de intervenție și cu utilajele necesare până la soluționarea tuturor problemelor. Profit de această ocazie pentru a mulțumi încă o dată celor care au telefonat și au anunțat problemele întâmpinate la call center-ul Apa Vital la numărul 0232-969. Mulțumesc! Alte probleme la rețelele publice de distribuție a apei au fost semnalate în suburbiile Sodomeni și Boșteni. Timp de câteva ore în cursul zilei de miercuri a fost întreruptă furnizarea apei pentru reparații. Primăria Pașcani amână din motive greu de înțeles inventarierea locurilor de veci din cimitirul municipal. Acțiunea a fost demarată anul trecut cu înființarea unei comisii, dar activitatea ei a fost blocată din cauza altor priorități. Edilul municipiului a explicat în cadrul unei conferințe de presă că după ce vor fi finalizate activitățile de inventariere din primărie, funcționarii publici de la patrimoniu vor ajunge și în cimitir. Demersurile sunt importante în contextul în care, de luni de zile, în vechiul cimitir nu mai este disponibil niciun loc de veci. De exemplu, acum câteva săptămâni de zile, un jandarm a fost îngropat la cimitirul din Boșteni, iar un medic a fost luat de familie și înhumat la Iași. Asta în timp ce în cimitirul municipal sunt zeci de cavouri nefolosite sau locuri de veci abandonate și neîngrijite de ani buni de zile. Deși terenul face parte din domeniul public al municipiului, primăria nu are încă o evidență a celor care îl folosesc. Mai mult, în arhivele RAGCL-ului sunt câteva mii de chitanțe pentru plățile făcute de pășcăneni atunci când au obținut un loc de veci. Nimeni nu știe dacă au fost cumpărate sau a fost achitată doar folosința terenului și pentru ce perioadă de timp. Așa cum a spus și celor care au venit la audiență și au solicitat un loc de veci,
Probabil că prin la începutul verii ne apucăm de construit la neoștiință. Aceasta este perspectiva pe care mi-a fost transmisă de către cei de la compartimentul investiții. Am încercat să facem un calendar. Dar vă dați seama că acolo trebuie să trecem cel puțin de perioada de contestație, adică în momentul în care nu avem contestație, adică lucrurile funcționează, să zicem, fără întreruperi gândite de noi acum. Referitor la situația din cimitirul vechi, din momentul în care vom termina inventarierele anuale începute pe toate compartimentele din primărie și oamenii se vor mai elibera un pic din sarcini, pentru că acum suntem în plină, să zicem, inventariere, atunci vom ajunge... Să-și și activitatea de zi cu zi. Da, deci să-și facă și activitatea de zi cu zi și fac și aceste inventarieri anuale, din momentul în care se mai eliberează acea comisie de, să zicem, de analiză, inventariere a cimitirului vechi, intră în funcțiune și vom vedea care este situația, de fapt, la cimitirul vechi. Sper acolo să găsim și câteva locuri vechi care să, măcar, să acopere perioada asta până când reușim să dăm, pentru că noi locuri de vechi la cimitirul nou. Noi ne apucăm de construit, să zicem, în iunie, presupunând că totul merge bine. Dar nu pot să, la două săptămâni, deja să dai locul de veci, pentru că acolo este șantier. Și tot mai durează. Toate aceste lucruri le-am comunicat celor care au venit și au solicitat locul de veci. Este o situație tragică, o înțelegem, facem tot posibilul să avem succes cu nouă cine. Începând de anul școlar viitor, școala gimnazială Lunca și structura Blăgești vor fi arondate școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Pașcani. Decizia a fost luată de Inspectoratul Școlar Județeania și comunicată și autorităților locale, dar și conducerilor celor două instituții școlare. În ceea ce îi privește pe elevi, nu vor fi mari schimbări. Modificarea apare și în planul de școlarizare pentru anul 2021-2022, care urmează să fie aprobat de Consiliul Local Pașcani. Începând cu 1 septembrie 2021, școala Lunca își va pierde personalitatea juridică deoarece nu are un număr suficient de copii. Această școală va intra în componența școlii Iordache Cantacuzino. Angajaților de acolo le se va încheia contractul de muncă cu școala Lunca și se va redeschide contract la școala noastră, iar elevii vor desfășura activitatea de educațională în același spațiu, din ceea ce știm momentan, adică nu sunt mișcări de spațiu. Menționăm că inițial au fost încercate și alte variante de preluare a școlii din suburbia Lunca, având în vedere că Iordache Cantacuzino se află în proces de modernizare și își mută cursurile la școala din Fântânele. Din momentul în care s-a pus în discuție acest subiect, s-a încercat preluarea de către școala Gâștești, dar centrul administrativ era prea departe. Motivul pentru care școala gimnazială Lunca își pierde personalitatea juridică ar fi numărul tot mai mic de elevi de la an la an. De exemplu, în acest an școlar sunt înscriși 265 de elevi, iar pentru a își menține personalitatea juridică ar trebui să fie cel puțin 300. La Lunca sunt 11 clase de elevi, iar la Blăgești sunt doar 5 clase de elevi. În cele două unități de învățământ sunt 27 de profesori, 7 personal contractual administrativ și 2 angajați cu jumătate de normă. Temperaturile scăzute din ultimele zile au dus la creșterea incendiilor în gospodării. Marți după amiază, o familie din Pașcani, de pe strada Unirii, a fost la un pas de o tragedie, după ce coșul de fum a unei surse de încălzire a luat foc. La fața locului au fost chemați pompierii pășcăneni, care au intervenit înainte ca flăcările să cuprindă acoperișul. În data de 19 ianuarie, anul curent, în jurul orei 16:08, secția de pompieri Pașcani a intervenit în municipiul Pașcani, strada Unirii, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință individuală. Astfel, incendiul a depășit pe rețintele ai coșului de fum și s-a dezvoltat ca avangument pe o suprafață de aproximativ 1 m². Cauza probabilă de producerea incendiului a fost coșul de fum curățat de fumigene.
Un alt incendiu a avut loc tot marți, în toiul nopții, în jurul orei 2:20, într-un sat din apropierea orașului Târgu Frumos. Acolo, locuința a fost distrusă aproape în totalitate. A ars tavanul din lemn, acoperișul, mobilierul din două dormitoare și bucătărie, ferestre și electrocasnice. Având în vedere faptul că suntem în mijlocul sezonului rece, pompierii vă recomandă să fiți atenți la sistemele de încălzire pentru a preveni astfel de tragedii. Un factor generator de situații de urgență cu urmări grave reprezintă exploatarea cu defecțiuni sau improvizații a instalațiilor electrice sau suprafețele acestora, prin colectarea simultană a mai multor consumatori, în special mijloace de încălzire de tipul reșoiului, radiatorilor și a repernilor. Necunoașterea regulilor de prevenire a incendiilor, asociată de multe ori cu neglijența, are ca rezultat, conform statisticilor la nivel național, faptul că anual au loc numai puțin de 6.800 de incendii de locuințe, sens în care facem un apel către cetățeni în ceea ce trebuie respectarea măsurilor de prevenire specifice sezonului rece. La exploatarea sistemelor și mijloacelor de încălzire se au în vedere următoarele. Nu lăsați copiii singuri acasă, în situația de viață sau blocați, cu surse de încălzire în funcțiune. Înainte de utilizare, sobrele trebuie verificate, amănunțite, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare. Menționăm că anual 20% din incendiile produse în gospodării sunt cauzate de coșurile de fum necurățate sau defecte, anunță autoritățile. Filiala Ieșeana a Societății Naționale de Cruce Roșie intenționează să își extindă activitatea la Pașcani. În acest sens a depus o solicitare la Primăria Pașcani în vederea obținerii unui spațiu adecvat pentru derularea proiectelor. În adresă se arată că asociația are înscriși 76 de voluntari din Pașcani și că biroul deschis în anul 2016 în sediul vechi al primăriei a devenit neîncăpător. Reprezentantul filialei locale spune că are în vedere organizarea unor cursuri de prim ajutor în caz de urgență și de pregătire în caz de dezastre. De asemenea, asociația ar mai avea nevoie de un spațiu de depozitare pentru o bancă de alimente, care să fie colectate, apoi oferite ca sprijin persoanelor defavorizate. Am depus o cerere de către Consiliul Municipal către Consiliul Local al Municipiului Pașcani și către domnul primar pentru a ne oferi un nou spațiu referitor sub filiale pentru a ne desfășura activitățile de zi cu zi, având în vedere că avem un număr aproximativ de 80 de voluntari și pentru a ține cursul de prim ajutor, cele de dezastre și pentru proiectul ce se desfășoară la nivel național, Banca de Alimente, pentru a ține alimentele într-un spațiu, într-un domativ ok. În viitor dorim să deschidem centrul de situații de urgență, ce va avea ca scop stabilirea locații principale pentru a sprijini oamenii defavorizați sau afectați în cazul unor incendii, inundații, spre exemplu, oamenii străzi în cazul gerului. Administrația din Pașcani vrea să renunțe la semafoare din cauza problemelor tehnice apărute tot mai des și să le înlocuiască cu sensuri giratorii. Anunțul a fost făcut de primarul Marius Pintilie în cadrul unei conferințe de presă. În principal este vorba despre intersecțiile de la Spitalul de Urgență, din fața gării și cea cu semaforul vechi. Pentru primele două sunt necesare și ample lucrări de sistematizare, iar banii ar urma să fie obținuți din fonduri europene. Edilul a anunțat că va propune consilierilor locali un proiect pentru realizarea studiilor de fezabilitate, iar dacă va fi aprobat, lucrările ar urma să fie făcute în anii următori. Da, asta este dorința mea. Trebuie să fie și dorința consiliului local. Eu voi face o propunere în acest sens. Deci mi se pare soluția cea mai bună, cel puțin la spital. Acolo trebuie sens generatorul, la semaforul vechi. Acolo trebuie să ies giratorul pentru semaforul vechi, dă erori destul de des și este și foarte vechi. Din ce am înțeles din ședințele la Comisia de Circulație, nu se găsesc piese la el ca să poată fi reparat. Asta este ceea ce primesc ca informații și cel de la constructorul se pare că și el se defectează destul de des. La gară trebuie un proiect de sistematizare, deci acolo e chestiunea un pic mai complicată și de noastră. Dar este și opinia Comisiei Circulației Specialiștilor sau o adunere voastră?
Nu, eu voi face doar o propunere. Vă dați seama că propunerea mea va fi, bineînțeles, desfătută de către specialiști. În cazul în care specialiștii vor spune că nu este potrivit, nicio problemă. Nu mergem pe orgolii aici sau pe mândrii, mergem după specialiști. Dar ca oportunitate, pentru că asta este datoria mea să prezint deocamdată, ceea ce am văzut eu în toate țările vestului europene, că se practică în ultimii 10-20 de ani, sunt sensuri giratorii cât mai multe, fluidizează foarte mult traficul și pe lângă fluidizare are și un efect de cum se denumesc eu, de încetinire, dar în sensul că unui sens giratoriu n-are niciun rost să accelerez și să prinzi viteză mare, pentru că urmează alt sens giratoriu, alt sens giratoriu. Foarte multe accidente de circulație sunt evitate odată cu construirea acestor sensuri giratorii. Subiectul a mai fost discutat de consilieri acum câțiva ani de zile, tot la inițiativa aleșilor PNL. La acea vreme a fost aprobat proiectul de semaforizare. Specialiștii au motivat că în fața spitalului de urgență nu poate fi un sens giratoriu, pentru că mașinile vor aștepta în pantă, iar pentru amenajarea lui este necesar un spațiu mult mai mare decât cel de pe stradă. Primarul spune că și de această dată propunerea trebuie mai întâi analizată și avizată de cei care au competențe în acest sens. Deci este o discuție dintr-o comisie de circulație veche, da? Aceste proiecte, apropo de semaforizare, au ajuns în acea comisie locală de circulație. Și am spus că eu consider că acolo sensul giratoriu este cel mai bun. Două benzi. Am și argumentat atunci. Am zis, nu, până la urmă, una este un sens giratoriu în care intri cu a doua, dar totuși ai continuitate, roata se învârte, și una este cum mai acum semafor, în care, în mod hop, la roșu te oprești. Și trebuie să pleci din pantă de pe loc. Și apoi este mult mai fiabil să ai un sens giratoriu. Ei au spus, dacă mi-aduc aminte discuția de atunci, spus, nu, dar noi vom închide semaforul pe timpul iernii. Exact. Bun, dacă închide semaforul pe timpul iernii, care-i sensul de mai faceți semafor? Adică, voi spuneți că nu-i bun sensul giratoriu pentru că iarna se derapează și eu spun, păi, iarna vom avea semafor. A, nu, că semaforul închide pe timpul iernii. Care e logica? Știți dumneavoastră că de multe ori în acea comisie eram cam... Mă simțeam cam singur așa. Schimbări esențiale privind traficul rutier ar urma să fie făcute și în zona Valea municipiului. Primarul a anunțat că s-a întâlnit cu doi arhitecți din Bacău și a discutat despre sistematizarea zonei de blocuri din partea stângă a esplanadei și că ar urma să fie prezentat un proiect. Se intenționează ca pe unele străzi circulația rutieră să fie cu sens unic, iar una dintre benzile de circulație să fie pentru parcarea mașinilor. O altă propunere ar fi amenajarea unor parcări în cartiere, iar deasupra lor să fie spații verzi pentru a putea fi folosite terenurile dintre blocuri cu finanțare din fonduri europene. Am avut o vizită din partea doi arhitecți de la Bacău care au fost prezentați într-un articol în presa națională. Am invitat la Pașcani. Am spus că intenționăm să sistematizăm zone din Pașcani. Știți, până acum se făcea sistematizare sau reabilitare pe stradă. Adică se schimba trotuarul și se schimba învelișul asfaltic pe recoare. Dar ideea generală n-a umblat nimeni la ea. I-am recomandat, de exemplu, să meargă în zona Valei, zona dintre strada 1 decembrie, Mihai Eminescu, Ceferiștilor, Gării și Esplanadă, deci partea stângă, cartierul stânga Esplanadei, și să viziteze cartierul acolo, să ne dea niște soluții, în primă fază, doar la nivel de discuții, cum am putea aborda acea sistematizare a zonei acolo. Acea sistematizare va conține, la un moment dat, și aceste elemente de sensuri unice. Pentru că din dorința de a realiza parcări pentru locuitorii de acolo,
având o stradă cu două benzi, una o folosești ca sens de circulație, cealaltă ca parcare pentru locatari. Bineînțeles, și în spatele blocurilor trebuie să amenajăm parcări. Bineînțeles că am discutat despre faptul că sunt spații verzi acolo și trebuie să facem așa încât să nu afectăm acele spații verzi. Probabil că vom apela la niște soluții, nu știu, inovatoare, sper, și parcări cu iarbă pe deasupra, cu, nu știu, să găsim variante în așa fel încât nici să nu ne blocăm de legislație. În momentul în care vom avea gândirea de ansamblu, acea gândire va ajunge să fie concretizată într-un, probabil, într-o studiu de fezabilitate în Consiliul Local, după care să vedem, sperăm că găsim finanțare pe fonduri europene pentru revitalizarea urbană. Mai sunt doar câteva zile până la Ziua Unirii, 24 ianuarie, iar în acest an manifestările dedicate acestei sărbători vor fi mai restrânse din cauza pandemiei de COVID-19. În municipiul Pașcani, Casa de Cultură Mihail Sadoveanu anunță că duminică, de la ora 11:30, va avea loc un spectacol. La 162 de ani de la marcarea acestui eveniment istoric, Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani vă invită la un spectacol folcloric, spectacol care va avea loc începând cu orele 11:30. Își vor da concursul ansamblu de dansuri românești Rapsozii Siretului al Casei Municipale de Cultură din Pașcani, coordonat de către Alexandru Gâmbuță, împreună cu două colaboratoare, două soliste vocale, este vorba de Luiza Muscalu și Ana Maria Ignat, și de asemenea va participa și fanfara Trubadurii, tot a Casei de Cultură din Pașcani, coordonată de către Mihăiță Atomi. Aș dori să specific că datorită situației, contextului social pe care îl traversăm la ora actuală, a epidemiei cu COVID-19, sala de spectacole nu va putea fi plină, ci numai în limita a 50% din capacitatea sălii. Deci intrarea, dragi pășcăneni, este liberă, dar în limita a 50% din capacitatea sălii. Vă așteptăm! În orașul Târgu Frumos, administrația locală a anunțat în ultima ședință de consiliu că Ziua Unirii va fi sărbătorită diferit în acest an. Vor fi împărțite circa 400 de pachete cu mâncarea tradițională, fasole cu cârnați, familiilor nevoiașe și pensionarilor. Ținând cont că ne-a mai existit un pic cu pandemia asta, nu simțim noi chiar la un nivel așa de mare, am zis trebuie să ținem cont de această zi a Unirii, 24 ianuarie, și o să achiziționăm niște coroane și o să căutăm să pregătim niște pachete cu tradiționala mâncare, fasole cu cârnați. Și împreună cu ajutorul celor de la ATPS, să-mi fac o listă, să mergem, să mergem și o să le distribui la familie, la copii, nevoiași, și oricum nu o să facem adunare pe explanadă sau... Totodată vor fi depuse și coroane de flori în 4 locații din oraș. În orașul Hârlău nu va fi nici spectacol și nici mâncare tradițională. Se vor depune doar coroane de flori, iar reprezentanții administrației locale vor merge la Iași pentru a lua parte la manifestările dedicate acestei zile. Nici în Ruginoasa nu va mai fi forfota de altă dată. Primarul comunei, Dănuț Nechifor, a precizat că vor depune coroane de flori la Biserica Domnească din localitate, iar manifestările culturale nu vor mai avea loc în acest an.
Joi vremea va continua să se încălzească, devenind caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 10 și minus 8 grade în estul Transilvaniei și 4-6 grade în regiunile vestice. Dimineața și noaptea pe alocuri se va semna la ceață. Și în județul Iași, ziua de joi va aduce temperaturi în creștere, iar cerul va fi parțial înnorat. Meteorologii anunță valori cuprinse între 5 și 10 grade pe timpul zilei, iar noaptea mercurul va arăta în jur de minus 4 grade. De vineri se încălzește și mai mult, iar în weekend vom avea până la 11 grade ziua.